Creștinii ortodoxi intră astăzi în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în popor și sub denumirea de postul Sfânt Petrului. Postul Sfintelui Apostol Petru și Pavel este rânduit de biserica în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiilor lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Creștinii ortodoxi intră astăzi în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, cunoscut în popor și sub denumirea de Apostol Sfânt Petru. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel este rânduit de biserica în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcție de data variabilă a Sfintelor Paști. Anul acesta postul începe astăzi, la 1 iulie, și ține până în ziua de 12 iulie. Acest post începe întotdeauna în lunea după Duminica Tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii, pogorârea Duhului Sfânt. În postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, sâmbăta și duminica se mănâncă pește.